Salutare! Sunt Mădălina și mă bucur să vă regăsesc la o nouă ediție de Lifestyle Estival. În această ediție specială vom vorbi despre Tomis, Luminile Istoriei, care este cel mai nou proiect în desfășurare în Constanța. În cadrul acestui eveniment vom regăsi dans, muzică, culori și efecte speciale. Cu această ocazie, pe data de 27 august, constanțenii, dar și turiștii, sunt invitați să afle istoria Constanței, dar și totodată a Dobrogei. Jean Vlad, organizatorul acestui eveniment, ne va oferi mai multe detalii despre acest spectacol. Bună, Vlad! Bună! Spune-ne de ce ne aflăm aici, în Piața Ovidiu. Da, ne aflăm în acest punct istoric, în Piața Ovidiu, în centrul vechi al Constanței, deoarece peste exact 11 zile va avea loc un eveniment cultural. Aici sperăm această piață să fie plină de oameni și să vizioneze ceea ce noi am pregătit. În trecut, ce alte proiecte au mai fost de acest gen? Da, avem un istoric pe proiecte culturale. Am studiat și am încercat să prezentăm prin diferite metode Dobrogea, ca oamenii să o cunoască și prin alte variante, gen expoziții, evenimente culturale, să descopere din punct de vedere artistic sau prin ochiul unui artist Dobrogea. De anul trecut am avut o lansare de artă fotografică și de film, o expoziție a maestrului Mircea Bezărianu, pe care noi am organizat-o. În cadrul acelei expoziții și-a lansat filmul Dobrogea, tată Dobrogea, un film deosebit care prezintă Dobrogea sălbatică și atât pe partea de imagine film, cât și pe partea de artă fotografică. Îmi plac evenimentele și iubesc arta în toate formele ei, dar ca să o luăm cu începutul, spune-mi, te rog, care este scopul acestui eveniment de pe data de 27 august? Da, încercăm să atragem o gamă variată de spectatori. Am gândit un eveniment care, după titlu, se vede faptul că este un eveniment istoric. Evenimentul se numește Tomis, Luminile Istoriei. Iar prin simbolistică vrem să arătăm spectatorului istoria Tomisului antic până în zilele noastre. Dar, repet, este un eveniment care transmite prin simbolistică. Adică vom avea efecte laser, vom avea dansuri cu focuri, vom avea acrobați, toate simbolizând anumite elemente din trecut sau din prezent sau poate chiar din viitor. Cum a venit această idee, conceptul acesta? Bineînțeles că e greu să transpui un eveniment istoric și să te adresezi unei game cât mai variate de spectatori. De ce? Tinerii, de exemplu, poate că nu ar fi foarte atrași de un eveniment pur istoric. Cum la fel generația de senior poate n-ar fi atrasă de un eveniment fusion sau modern, da? Și atunci noi am gândit să le îmbinăm un pic, da? Să avem și parte de vechi, simbolizat prin foc, prin dansatori cu foc, cu efecte speciale. Reprezintă focul, după cum știi, reprezintă nașterea, simplitatea, focul adună oamenii în jurul lui, dar și prin modern, prin efecte laser care creează acel efect de tunelul timpului, călătoria în timp, momentul în care suntem acum. Da? Iar anfitrionul acestei călătorii va fi, bineînțeles, Ovidiu, care se află aici în spatele nostru, care va, printr-o voce a unui actor, va prezenta practic ce se întâmplă aici. Ai spus mai devreme despre proiecții laser, despre efecte pirotehnice și vreau să dezvoltăm puțin partea aceasta. Cum vor fi făcute proiecțiile laser, efectele pirotehnice, totul? Da. Am muncit ceva vreme, muncind de vreo 2 luni jumate la acest proiect. Vor fi instalate niște turnuri pe această parte care vor proiecta imagini pe Muzeul de Istorie. În părțile laterale ale muzeului vor fi turnurile de lasere care vor transmite către public efectele laser. Scena va fi amplasată în fața muzeului și, practic, prin laser, cum spuneam, vrem să simbolizăm trecerea timpului, acel tunel al timpului. Va fi creat de niște raze concentrice cu o perdea de fum, niște efecte interesante, iar prin proiecția tridimensională vom proiecta imagini pe Muzeul de Istorie, unde chiar însuși Ovidiu va prinde viață și va vorbi. Deci, practic, este o îmbinare de efecte care are ca scop
anumite mesaje, simboluri pe care spectatorul trebuie să le descopere. Din ce știu, vor fi și dansatori, pe lângă faptul că vom avea muzică, evident, da, vor fi și dansatori? Vom avea mai multe etape de dans. Întâi vor fi dansatorii cu foc, da? Este o trupă de 9 dansatori care vor crea anumite efecte prin bile de foc, săbi cu foc, vor simula lupte din trecutul nostru. Și aceștia vor performa pe o scenă separată de scena principală, bineînțeles din motive de securitate, că lucrând cu substanțe inflamabile, trebuie să avem grijă la securitate. Dar vom avea și dansatori acrobați care vor dansa pe fațada Muzeului de Istorie, suspendați la înălțime. Bănuiesc că se fac repetiții chiar și în acest moment. Da, se lucrează, se simulează pe alte clădiri, pentru că aici nu putem să venim, fiind o piață publică, să repetăm zi de zi, dar se lucrează intens. Acum cât timp au început repetițiile pentru acest spectacol? Da, după cum spuneam, noi l-am gândit acum vreo 4 luni și lucrăm la el de vreo 2 luni jumate, deci cam de 2 luni se lucrează la repetiții, la scenariu, la absolut tot ce înseamnă acest eveniment, care în spate strânge o echipă de aproximativ 100 de oameni care lucrează la el. Da, este un eveniment care promite mult. Sperăm să placă. Care crezi că va fi reacția participanților? Pentru că cred că vor fi în număr destul de mare. Eu sunt convins că va fi un eveniment bine apreciat de către public, pentru că acoperă o gamă variată de gusturi prin ceea ce facem. Are o poveste acest eveniment, care, bineînțeles, orice eveniment, dacă are o poveste interesantă și e spusă cum trebuie, are succes. Cât de grea este coordonarea celor implicați în acest proiect? Destul de grea, dar avem noroc de oameni, lucrăm cu oameni pregătiți în domeniu, oameni capabili, cu regizori de eveniment, cu regizori tehnic, care își fac treaba cum trebuie și suntem convinși că va ieși ce trebuie. Seara, din câte am înțeles, se va încheia cu un concert cu una dintre cele mai în vogă trupe, The Motans. Da. A fost greu să îi aduci aici? A fost greu să hotărâm întâi pe cine să invităm. Doream să aducem pe cineva care să placă unui segment cât mai mare de public, să fie în vogă, să atragă într-un cuvânt spectatori. Într-un final am hotărât să... printre alte nume, să îi punem și pe The Motans. Am luat legătura cu ei și după ceva negocieri și discuții am bătut palma. Mă bucur foarte mult că au acceptat. Și noi. Face un show de neuitat. Cel puțin în publicul spectator feminin, sigur, da. va fi prezent aici. Da, și la Neversea a fost o mare nebunie când au venit. Da, da. La fel va fi și aici. Da. Noi încercăm să creăm, mai ales prin faptul că avem acele efecte vizuale, va da un plus de farmec, inclusiv concertului The Motans. Ce proiecte ai în plan pentru viitor, tot așa, în această zonă artistic-culturală? Noi, deci pe lângă proiectele culturale pe care le avem, avem și proiecte sportive. Avem o competiție internațională care se desfășoară an de an în Dobrogea, prin intermediul căruia am promovat, zic eu, destul de bine ținutul ăsta al nostru dobrogean, deoarece competiția noastră atrage echipaje din toată Europa, presă și în acest fel am luat de fapt contact și cu latura artistică și de concert, pentru că în cadrul acelor evenimente noi am organizat mereu câte un concert, câte un spectacol.
căutând căi să promovăm cât mai bine Dobrogea, așa am ajuns și la expoziția de artă, artă fotografică, Mircea fiindu-ne un prieten de-al nostru foarte bun fotograf la noi la competiție, văzându-i lucrările foarte frumoase, am considerat că trebuie să le vadă și publicul și în felul ăsta a luat naștere proiectul de expoziție de artă fotografică. Mai departe am gândit acest proiect care se va desfășura peste 11 zile aici, iar la anul avem niște surprize, zic eu, chiar și mai interesante decât ceea ce se va întâmpla acum. Dar câteva detalii, nu? Nu, deocamdată nu. Lucrăm. Pot spune că lucrăm de acum la acel proiect și ne așteptăm să fie cel puțin la fel de mare ca acesta, care va fi pe data de 27. Sunt convinsă. Am observat că în ultimul timp se tot pune accent pe promovarea Constanței, a Dobrogei în general, locurile mai puțin cunoscute și nu pot să spun altceva decât că mă bucură foarte tare acest lucru și sper să avem cât mai multă activitate în Dobrogea și cât mai multe evenimente. Pandemia ne-a învățat un pic că trebuie să privim și în afara orașului și pe locurile mai sălbatice, mai curate din punct de vedere arhitectural și așa. Și atunci am gândit că ar fi un moment bun să promovăm întreaga noastră Dobrogea, pentru că are ce arăta, are ce oferi, este un ținut spectaculos, dacă ajungi să-l descoperi e ceva fantastic. Oamenii când se gândesc la un concediu, se gândesc să plece la munte sau așa. Mai puțin se gândesc, băi, mă duc în Dobrogea, pe câmpii și pe dealuri, dar dacă o luați așa și... ei se gândesc că deja sunt cei care sunt de aici și vor să vadă altceva ce nu au mai văzut, dar mai sunt foarte multe de descoperit. Exact, Dobrogea are foarte multe de descoperit. Gândiți, așa am descoperit-o și eu, un raliu de-al nostru însumează între 500 și 1000 de kilometri pe terenuri de off-road, câmpuri, văi, nisipuri. Și atunci noi am fost oarecum forțați să descoperim Dobrogea și în felul ăsta am rămas chiar noi uimiți cât de frumoasă e și merită să o descopere și oamenii din Constanța, turiștii din țară, din afară, dar fără să o promovezi nu se poate, trebuie promovată și atunci ei vor veni. Unde faceți raliurile sau unde ați... De obicei raliurile noastre țin două zile. În prima zi se desfășoară pe partea de sud a Dobrogei, întreaga parte de sud, iar a doua zi întreaga parte de nord, ne ducem până la granițele județului, practic cam toată Dobrogea. Și îmi poți spune despre câteva descoperiri în timpul, nu neapărat în timpul raliului, dar atunci am descoperit în partea de sud acea vale, vechiul fluviu antic, care nici nu știam că mă aflu pe o vale a unui fluviu care nu mai există. Am descoperit Canareaua Fetii, care este deosebită, acele peșteri în dealurile din partea de sud. Deci foarte multe chestii pe care chiar eu nu le știam. Sau auzisem de unde, dar nu le văzusem. Pe aceasta am văzut-o și eu și am înțeles că în trecut acolo se ascundeau femeile. Da. Am avut chiar nopți în care cu echipa pe care noi făceam traseu am rămas cu corturile în Dobrogea, am pus pentru că ne-a plăcut și chiar amintiri foarte plăcute. Da, este o zonă minunată și merită să fie descoperită și promovată să fie cât mai multă mișcare, cât mai multe evenimente și activități. Da. Îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și hai să invităm pe participanți. Da, așteptăm cu drag pe data de 27 august, începând cu ora 19:30, aici, în punctul în care ne aflăm acum, pentru a vedea un eveniment deosebit, un spectacol frumos și un concert al trupei The Motons. Vă așteptăm la spectacol. Mulțumim frumos! De asemenea. Bună ziua! Numele meu este Carmen Huțuleac, iar astăzi vă voi prezenta un cocktail special. Se numește Polar Revolution. Este un cocktail care se servește într-un ananas, se pregătește cu ananas proaspăt, deci vom tăia ananasul. Scoatem din el toată pulpa. Care
o vom blendui. Vom adăuga vodka. Frișcă lichidă. Un sirop de vanilie. Un lichior de vanilie. Sirop de ananas. După care toate le vom blendui. Câteva cuburi de gheață. Aceasta este o băutură răcoritoare și are gustul special de vanilie, asemănător înghețatei polar. Vă dorim poftă bună! Sunt Madalina și mă bucur că ați urmărit Lifestyle Estival. Ne vedem data viitoare cu noi subiecte.